Gamefire. Acum noi o să-i dăm ready. Am luat Toyota Supra. Bine, n-am luat-o. Am făcut banii. Ea este 43.000. După cum puteți observa chiar aici, 43.500. Toyota Supra 2022, chiar aici o avem. Și eu am 44.000. Deci putem să o cumpărăm și avem bani și de tuning. Asta e foarte bine. Vreau acolo multe like-uri până să apăs pe butonul de purchase. Așa, da, acolo like vreau. Acolo like, ați înțeles? Haideți să o tunăm până aș... Dați voi pe butonașul de like. Eu aștept, apăsați acolo că nu o cumpără până nu dați. Scrieți în comentarii: da, Noris, am apăsat pe butonașul de like și eu o să-i dau purchase. Dați repede, haideți. Fără frică. Ia, hai să punem un de ăsta. Primary color. Roșu, alb. Bă, nu știu ce de asta să-i pun. Roșu de ăsta. Bă, chiar n-am idee. Eu aș pune un roșu standard. Ok. Haideți să o cumpărăm. Ați apăsat pe butonul de like? Stați un pic și pe like de subscribe. Haideți. Vă dau 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Like și subscribe. Ați apăsat? Ați apăsat? Haideți că aștept. Gata, acum ați apăsat, haideți. Purchase. Yes, I'm sure. Și am cumpărat-o, băieți. Haideți să ne plimbăm cu noua noastră mașchinetă. Hu-hu, la la. Da. Încă sunt răcit. De vreo 6 episoade sau 5 episoade sunt răcit. Nu știu de ce. Dar da, Driving Empire mi se pare un joc foarte, foarte tare. Uitați, aici avem Yamaha aia, adică motorul care l-am spawnat. Dar eu nu vreau motorul, eu vreau noua mașină. La Cars avem și BMW-ul, desigur, dar eu vreau Magica Supra. Toyota Supra 2022. Mamă, mâncați-aș! Și chiar noi suntem la volan! Mamă, mâncați-aș cum se-a... LOL, cum se aude numai mașina! Ia, ascultați, ascultați! Asta e accelerația! Gata! 3, 2, 1! Like! Ia ce aici? Mamă, ce mamă. Bă, scrieți în comentarii dacă vreți să-mi iau Dodge-ul ăsta următorul episod. Supra sau Dodge, haideți să vedem. Stai să-mi deschid mașina ca la șmecheri, adică ușa de la mașină. Close door. Close, close, așa. Bă, dar și Dodge-ul ăsta e fain. Bă, LOL, se deschide, stai, vreau să încerc. La mine se deschide? Nu, nu se deschide, stai. Oh, LOL. Bă, dar cum se vede, LOL? Bă, no, e prea de tot. Bă, uite o mașină ca a mea. Ok, pe cine interesează că e ca a mea? Așa, și ne urcăm. Închide ușa, vericule. Bă, nu vă cred că... LOL, stai, vreau să încerc ceva. Eu nu vă cred că eu pot să văd din first person. F, mă dau jos.
first person. Da, vedeam eu cumva din first person. Așa vedeam eu. Uite, bă! Bă, nu-s la volan, că la volan nu poți din first person, dar până la urmă e fain, bro. Ia să închizi și ușa aia. Păi da, astea scaunele roșii, acolo e celălalt scaun al conducătorului. Bă, volanul nu prea se vede, dar e destul de fain, văd. Aici sunt multe, multe butoane. Lol, bă, chiar e fain asupra. Haide să deschidem ușa, să ne dăm jos. Bă, dă-te jos, alo. Așa m-am dat jos. Închidem ușa. Deschidem ușa. Ne băgăm din third person, adică third person înseamnă așa și first person înseamnă să vezi din mașină. Bă, are turbo, are turbo, are turbo, are turbo. Deci eu acum apăs pe W ca să merg. Dacă apăs pe W și pe Shift, uitați-vă ce face. 3, 2, 1, start! S-a făcut fumul albastru și merg mai tare. Acum W, da? Nosul Shift! Bă, vă place? Bă, mie îmi place la nebunie nosul. Haide să o admirăm, e prea tare. Trei, doi, unu, nos, shift! Gata, mi s-a terminat și nosul. Că butelia e, butelia e limitată, nu e butelie la infinit. Trei, doi, unu, nos! Shift! Go! Bă, dar faină rău, bă, n-am ce zice, n-am ce zice. N-am ce zice de supra asta. A fost o idee bună să o luăm, bă. A fost o idee bună să o luăm. Cum se duce? Hai să-i vedem un top speed. Cam pe la sfârșit, când are 200 și ceva, se aude cam nașpa, dar vreau să-i văd top speed-ul. 3, 2, 1, accelerăm. 3, 2, 1, pornim! Maxim e 270, așa.
270 pe asta. Bă, dar se duce tare. Mi se facă turbo, să vedeți. Mergem normal, da? Mergem pur și simplu normal. Shift. Ce mai vreți? Ce mai vreți că treacă acuși pe dreapta să dați like? Like. Like. Că treacă pe dreapta dacă nu. Mamă, dar ați văzut cum pornește? Stați! Mamă! Mamă! Dar se duce tare! Duce, n-ai ce să comentezi. Aute și porta, ce faci veri? Duce plan. Se duce chiar plan. N-am ce să zic. Hai că-i dăm un teleport. Poți să ne ducem la un drag race? Hai să ne ducem la un drag race, dacă tot vine vorba. Haideți că ne-a și spawnat. Ba, pe ăsta știți cum îl fac? La liniuță-l fac. Bă, e o mașină destul de bună, atâta vreau să vă spun. Dar cred că-l fac, bă, că-i supra până la urmă. Driving Empire. I'm ready. Vă rog eu like. Drag Race Sprint. Mamă. 5, 4, 3, 2, 1, la! Eu dau turbo pe final. Dar oricum nu mă prinde. Hai că o las încet. Tare, tare că mă ia. Turbo! Mă, n-are cum cu turbo, bă. Am câștigat deja. Am câștigat deja. Cursa asta e cam scurt. Dacă-l prind, sau? No, bă, deci dacă-l prind până la sfârșit, eu zeu. L-am prins. L-am și depășit. No. L-am și, bă. Deci era cu 100 de kilometri în fața mea. Bine, nici chiar atâta. Era cu vreo 50 de kilometri în fața mea. Bă, și l-am prins. L-am și depășit. Hai că ne bagă iarăși în cursă. Ba, acum mai ba cât de tare pot, nu mai stau. Atenție, că băgăm nosul. 3, 2, 1. Star, băieți. Bă, hai că las. Stai că mă ia. Turbo, nos. Bă, cu nosul n-are ce să-mi fac. Am câștigat, deja am câștigat, bă. Pe bune. Pe bune. Hai, mai dăm o liniuță. 3 start, turbo.
Mă, cu turbo n-are ce să-mi fac. Turbo-i pe primul loc. Ba, Kio... Nu, deci eu îmi bau demisia. Kionixeg Jesco. Deci la ăsta nu-l mai las. La ăsta îi dau bice finală. Da, am înțeles cum stă treaba. Am înțeles-o și pe asta. Unde? Toyota Gengata. Bă, da, ci că trebuie să fie doi playeri. Păi nu suntem deja doi playeri? Suntem. Bă, tu ești stricat sau? Bă, stricatule. Ia! 5, 4, 3, 2, 1, piu! Driving Empire, the best game of cars on Roblox. Haideți! Mamă, băi, Kionixeg, Jesco, e pe locul 2 la cea mai tare mașină din joc. Star, nos, deci eu nu mai stau. Oh, de găină! Na, turbo, nu mai ce să fac. M-am scos! L-am bătut! Bă, dar știți de ce eu l-am bătut? Deci era pe milimetru, bă, pe suta aia mică să mă ia. Știi de ce? Acu-și vă zic. Pentru că ați văzut că nu și-a dat drumul de când s-a început cursa, el a zis: a, lasă, bă, că ăsta-i slab, ăsta-l întrec imediat. Și a zis să mă lase, dar... Și eu săram. Ce, că dacă eram cu motocicleta aia, n-aveam șanse cu motocicleta aia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Driving Empire, the best game of cars on Roblox. Roblox. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, start! Deci îi dau direct cu nostru, nu mă gândesc. Oh, mă face, sau? N-am șanse, nu! No, bă, deci pe milimetru m-a prins, ați văzut? Da. Pentru că până la urmă e Kionixeg și a pornit mai bine. Oricum e fain jocul, jucați-l. Bă, Bugatti, eu cred că-l fac. Sigur îl fac pe Bugatti, sigur. Kionixeg e mai rapid decât Bugatti, nu? Dacă nu mă înșel. Bine, nu Bugatti ăla 2022, Bugatti ăsta care-l are. Așa, da? Deci eu versus Bugatti. Sprint race. Se crede că mă face, dar dacă am făcut Kionixeg-ul pe el, clar îl fac. Turbo! Bam! Mamă, no! Păi clar! Bă, da, a început prea repede! Și acum se bate Bugatti cu Kionixeg. Scrieți în comentarii cine va câștiga. Ia vezi că îi bag în care. Uite, sunt acolo, da? S-au spaunat, da? Uitați, eu sunt aici. Îi vedeți, da? Ia uitați. Sunt acolo, stați că încep.
3, 2, 1, start, imediat, stai că începe. Au început. Paul a făcut Bugatti. Pe iarbă nu prea merge bine mașina asta, știți? De aia nu. Adică mașina mea și de aia nu prea. Că John X-ul îl întregea. Stați așa, învățăm cuvinte noi cu Norris. Eu îl îndregeam. Îl întreceam, băi, George. Așa coșbuc. Circuit race. Bă, să-i dăm și un circuit. O, da. Bă, trebuie să fie 8 mașini. Stai, nu, e bine. Bă, eu versus Bugatti versus Koenigsegg. Am pus-o. Cred că asta e cursa finală și după aia încheiem episodul. Stai că am pus-o. Bă, și vezi că asta e... Stai, nu-i lungă. A, ba, dai lungă. Că nu-i până la ăla albastru. Nos, eu direct încep cu nosul. E bune acum. Koenigsegg-ul e în spate. Uite unde e Koenigsegg-ul. De când Bugatti-ul m-a luat. Bă, vine Koenigsegg-ul, tata. Nu, las. Bă, mă duc și-o destul tare. Dacă asta n-a mai fost Highway Race. Deci am făcut circuit race, drag race și acum highway race. E băgăm una sau? A, race in progress. Că se bat aia doi. Bă, revin când se întorc. Oh, a venit un băiat Lamborghini. Da, deci Lamborghini și Bugatti. Bugatti ne face pe amândoi, dar cred că-l fac pe Lamborghini. Stai, că doar eu cu el sunt, doar eu cu Lamborghini sunt. A, s-a băgat și Bugatti, sau? Nu, bă-s doar eu cu Lambo. S-ar putea să-l fac, nu sigur. Un like egal un turbo, băgați repede like-ul, că dacă nu pierdem... Fac! Păi rapid, dar și eu mă țin bine, nu? După cum v-am zis, cam atât a fost cu
episodul de astăzi. Mă parchez și aici fai frumos lângă R8-ul meu. Bine, nu al meu, doamne, al altui player, în fine. Și da. Bă, tu cu motorul ce te bagi în mașina mea? Ia vezi că costa mult. Dacă motorul tot dă 16.000. Deschis și eu ușa, mă dau jos ca un gentleman. Închid ușa. Mă duc și eu repede la dealership să vedem ce mașini sunt, ca să stabilim ce mașină luăm în episodul care urmează. Bineînțeles că nu o să bag din nou episod după episod de jocul ăsta, ci o să mai iau o pauză. O să mai bag poate de Fortnite, de Forza, am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult. Sau de GTA, nu știu, că n-am mai făcut de mult. De mult n-am mai făcut GTA. Bă, tot asta e urât rău, nu? Back to the vehicles. Bă, nu știi ce să cumpărăm episodul următor. Dacă vă zic că nu știu. Ia ăsta ce e? Ar merge? Scrieți în comentarii. Dodge ce... Nu, stai. Dodge Charger SRT ăsta. Deci votați între Dodge Charger SRT Demon și între 2008 Porsche Panamera 911. Dar nu-i Panamera, e 2008 Porsche 911 GT2 Carrera. Da, deci votați între Porsche 911 GT2 Carrera în anul 2008 și votați între Dodge Charger SRT Demon făcut în 2018. Nu știu. Scrieți în comentarii. Sau nu știu. Testa. Eu cred că o să cumpăr, nu știu, ce se votează și nu vă mai spun absolut nimic decât că îmi iau mare, mare, la revedere cu pupici, da? Și că noi ne vom vedea, desigur, în următorul episod.